Ce reprezintă? Niște imagini ce pot fi personalizate, astfel încât să le adaptăm pentru contextul în care ne aflăm. Pentru cine n-ați mai lucrat cu aceste smart art-uri în Office 2007, iată despre ce este vorba. Să dau drumul tot la Word, ca să nu stric prezentarea asta PowerPoint. Îmi dau drumul la Word și o să zic acum Insert Smart Art. Astea sunt smart art-urile, sunt foarte frumoase. Mie îmi plac foarte mult, pentru că dintr-o singură privire, cu doar două clicuri, putem să facem niște lucruri interesante. De exemplu, astea sunt încasările din 2010. Astea sunt din... Am vrea noi să fie chiar așa. 2009-2008. E, asta vă spuneam că au apărut mai multe smart art-uri noi. De exemplu, există o categorie, acest picture de aici, care este nou-nouț.